am devenit vegetarian în America, în turneu. Și când am ajuns acasă, stăteam mai supărat așa. Și nevastă mi-a zis, ce bă, de stai supărat? Zic, auzi? Mi s-a terminat iarba. Mă uitam pe grătar, aveam și eu un grătarel în curte, frumos din cărămidă, zic, dă-l, dărâmă-l. Cum să-l dărâm? Eu nu mai mănânc carne de azi. A fost vegetarian timp de câteva luni, dar atunci când a ajuns pe meleagurile natale, Jean de la Craiova a fost ispitit chiar de nevasta lui. Când a văzut că face niște fripturi frumoase așa și venea mirosul ăla, da, azi nu mai sunt vegetarian, domnule. Și zice că ura și-a revenit. Și-a revenit și a început să mănânce boboci de rață, meniul perfect pentru tinerețe fără bătrânețe. Am mâncat boboci de rață și am băut vin de la gheață. Păi de-aia trebuie să arăți așa, boboci de rață, mai rar. Am ce milă de ei, cum suntem micuți așa, săraci. Păi ne-a văzut cum merg ei așa. E așa puțin, îi gâdil la sub braț, că ei au niște gâdile așa puțin, mai lași puțin, mai... Îi mai mângâi, mai grijă de ei, mai dă la iarbă. Spune-mi, Nei, că ce-ai făcut de n-ai mai îmbătrânit? Păi n-are rimă. Am băut vin, deci am băut vin de la gheață și am mâncat boboși de rață. Păi, și cum îi prepari, măi, Jean, măi? Ne-am lămurit cum stă treaba cu bobocii de rață. Acum îl lăsăm pe Cătălin Bordea să-ți facă o salată vegetariană, ca să-ți aduci aminte de perioada în care nu te delectai cu asemenea delicatese, cum ar fi bobocii de rață. Păi, fac o salată care are gust de costiță cu fasole. Fasole roșie! Mănânci și plângi, mănânci. Unde? Două, de ce două? Pune-și te trei, că măcar așa fără soț, măi, două. Ce-ai pus acolo, mă? Ouă de boboci de rață. Ce-ai făcut aici? Ar fost foarte tare să venim și cu un bobocel de rață să-l punem acolo. Aolea, ce plutea în aer. Boboc de rață cu păr. Bordea, tu mănânci așa? Trebuie să-l tundem mai întâi. Așa ai ajuns la 66 de kg? 66,7. 66. Tofu e mai prost ca parmezan. Păi gusta cu creierul tău, care tofu e prost. Și uite, asta pui și tu puțin. Ce asta, bolboră, lobodă? Am pus de asta, nebune. Păi trebuie să pui de sus, ca să tinerești. Păi de-aia, tu mănânci luni și duminică, de-aia e slab. Nu pune roșii, mă, că ți-a cine, mă. Asta e numai așa, să se vadă frumos. Aoleu, mi-ai stricat salata. Ouă roșii de boboci.